Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost de plus 46,8 grade în Irak, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 67,3 în Antarctica. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte interesante pentru următoarele 18 minute. Prețurile gazelor și electricității au explodat în Europa și nu numai. Vorbim cu profesorul dr. inginer Iulian Iancu despre situația din România. Rămâneți alături de noi și aflați și cât de multă gheață pierde Terra în fiecare an. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. S-a deschis muzeul celebrei competiții muzicale Eurovision, pe care televiziunea română o transmite anual. Acesta se află în orașul turistic Húsavík din nord-estul Islandei. Curatorul expoziției povestește cum toată iarna și primăvara acestui an au scris foștilor participanți la Eurovision Song Contest și așa au reușit să obțină obiectele care le-au aparținut acestora. Se așteaptă ca acest muzeu să aducă și mai mulți turiști în Húsavík. Și tot în Islanda a fost inaugurată prima companie care închiriază haine exclusiv online. Inițiatorii au promis varietate și haine moderne cu o amprentă mai mică asupra mediului. Islandezii aruncă anual în medie 20 de kilograme de haine potrivit Agenției de Mediu acestei țări, ceea ce înseamnă dublu decât media europeană. Fondatoarea companiei a considerat că în acest context este necesară înlăturarea consumului rapid de obiecte vestimentare și a conceput o modalitate de a simți aceeași bucurie ca atunci când este achiziționată o haină nouă. Doar că nu mai este necesar ca aceasta să fie deținută pe termen lung, depozitată sau aruncată în final. În felul acesta, moda devine mai accesibilă, mai ieftină și mai prietenoasă cu mediul. Înapoi în țara noastră acum, pentru că vrem să aflăm cum stăm cu vremea, am văzut temperaturile, chiar dacă au crescut în aceste zile, mai ales în sud-estul țării, unde s-au atins chiar 21-22 de grade. În următoarea perioadă se schimbă vremea și se schimbă radical. Vom avea precipitații, iar la munte e posibil chiar ninsori. Dar haideți să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Iată în Brașov 18 grade, în Cluj 16, 20 de grade în Constanța, 21 în Craiova, 22 de grade în Iași, în Sibiu în jur de 16-17 grade, la fel și în Timișoara. Cu mai multe detalii revin ceva mai târziu. Prețurile gazelor și electricității au explodat în Europa și nu numai, pe fondul unei cereri tot mai mari datorată revenirii consumului după primul an de pandemie și a ofertei reduse. Care ar fi soluțiile pentru creșterea producției, dar și pentru protejarea populației? Aflăm chiar acum de la președintele Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, profesor dr. inginer Iulian Iancu. Bună ziua, domnule Iancu! Este plafonarea prin lege a prețurilor o soluție? Suntem într-o captivitate construită, se știa că este captivitate, că nu poți liberaliza cu o captivitate de acest gen, și o lăcomie fără margini care acum, pe acest fond generalizat al creșterii prețului la nivel mondial, așa cum bine ați spus, însă la nivel mondial are o rațiune. La nivel mondial, spre exemplu, în acest moment, în aceste zile, în India se pune problema ca să se confrunte cu o avarie de sistem din cauza unui consum mult prea mare față de ofertă și sunt alertați toți producătorii pe cărbune că nu fac față la solicitare. În China au fost atenționați producătorii de cărbune să investească, să crească producția ca să poată să facă față și să nu mai întrerupă, pentru că se întrerupe alimentarea cu energie a unor consumatori în China, iar dincolo sunt accidente, se fac întrerupe din accidente în India. Deci acest peisaj a fost speculat de producătorul intern pe zona de fosil, pe zona de gaze și au ridicat artificial. Această măsură trebuie corectată administrativ. Există o singură măsură administrativă. Plafonezi prețul. Ai plafonat prețul. Prețul, după părerea mea, nu trebuie căutate aceste formule cu care să pierde timpul în Parlament în momentul de față. Prețul din ianuarie a garantat un profit tuturor operatorilor. Acela trebuie să fie prețul din acest an, timp de 6 luni de zile. Această iarnă este o iarnă fără precedent. De altfel, ce ni se întâmplă acum este fără precedent. Aceste prețuri sunt fără precedent în istoria sistemului energetic din România. De altfel, și în anumite state europene sunt fără precedent. Ei, ce au spus? Plafonăm la 250 de lei.
Păi dacă la 250 de lei față de 30 de lei prețul de cost este de 800% peste preț, peste prețul de cost, pe cum să... adică prețul nici nu e, media prețului acum e 230. Cum să treci printr-o ordonanță un preț mai mare decât prețul momentului? Adică îi încurajezi să crească și mai mult? La fel s-a întâmplat și la energie. Păi n-ajut cu nimic consumatorul. Pentru că la aceste prețuri, consumatorul plătește, cum va veni dumneavoastră, 500% mai mult și eu vin și îi spun că îi compensez 25%. Este absolut nesemnificativ, nu-l ajut. Nu-l ajut, dar nu numai că eu condamn o parte din populația țării acestea și în special pe cei bătrâni, pe cei bolnavi, pe cei fără venituri, adică dacă eu îl condamn fiind bolnav și la frig, l-am condamnat la moarte. Cine este atât de cinic să facă acest lucru? Dar îmi condamn economia pentru că nu mai putem procesa la aceste prețuri nimic în România. Vorbeam împreună că trimitem grâu afară și luăm cocă înghețată. Trimitem floarea soarelui în anul cu cea mai mare producție de floarea soarelui. Noi am avut procentul de creștere a prețurilor alimentare și de inflație datorat florii soarelui. Mulțumim mult pentru toate aceste informații. Rio Tinto, gigantul britanico-australian din industria minieră, planifică să extragă litiu din Serbia în următorii 4-5 ani. Care ar putea fi consecințele? Aflați acum. Compania minieră a descoperit un depozit uriaș de litiu în vestul Serbiei încă din anul 2004. Acest element chimic este esențial, de exemplu, pentru producerea bateriilor pentru mașinile electrice. Însă extracția unei substanțe, care ar trebui să reducă folosirea combustibilului fosil, afectează mediul dintr-un alt punct de vedere. În timpul procesului de extracție pot fi eliberate tot felul de substanțe dăunătoare, precum gudronul sau mercurul. Apoi, procesarea litiului presupune folosirea acidului sulfuric și a celui clorhidric. Toate aceste substanțe nocive pot ajunge în aer, sol și apă. Mai ales că în procesul industrial se utilizează cantități impresionante de apă, iar acestea vor trebui deversate undeva. Râurile din zonă au debit mare și, cel puțin o dată pe an, apele lor se revarsă din cauza precipitațiilor abundente sau topirii zăpezilor. Aceste revărsări ar prelua substanțele toxice ale minei și ar contamina întreaga regiune. Rezidenții din zona viitoarei mine sunt îngroziți de această perspectivă. De aceea sunt împotriva acestui proiect și sunt furioși pe lipsa de opoziție din partea guvernului sârb. Guvernul de la Belgrad, spun ei, pare să se gândească doar la veniturile provenite din taxe și la aspectul creării noilor locuri de muncă, dar consecințele asupra mediului ar fi incomensurabile. Locuitorii din zonă vor trebui să facă loc minei și agricultura lor va dispărea. Aceștia cresc acum în special porumb și soia. Există mai multe cascade aflate în spații interioare, dar știți care este cea mai înaltă din lume? Se află în interiorul aeroportului Jewel Changi din Singapore. Cascada aceasta mai este cunoscută și sub numele de Rain Vortex, adică vâltoarea ploii. Cea mai înaltă cascadă interioară din lume este înconjurată și de o pădure interioară. Copacii și plantele exotice atribuind aeroportului un aspect fascinant. Și dacă vă gândiți că asta e tot, ei bine, nu este. Pe aici circulă SkyTrain, un tren special din care puteți vedea toate aceste splendori naturale. Trenul acesta pare să zboare prin paradis și leagă cele trei terminale ale aeroportului, hotelul aeroportului, grădinile și complexul comercial. Mai mult decât atât, SkyTrain este primul sistem automat și fără conductor din Asia de Sud-Est. A fost pus în funcțiune în anul 1900 și conduce gratuit pasagerii între terminale. Drumul trece prin paradisul exotic și durează numai 4 minute. Și înapoi în România acum pentru a afla cum va evolua vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. La noapte cerul va fi variabil cu norări în vestul și nord-vestul țării, unde pe alocuri va ploua în general slab. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, în special în zona înaltă și cu viteze mai mici în Crișana, Dobrogea și Moldova. Local, în zonele joase, se va semnala ceva ceață. Vor fi în jur de 11 grade în Constanța, 7 în Pitești, 10 grade în Iași, în Miercurea Ciuc 0 grade, în Târgu Mureș 8 grade, în Deva 10, iar în vestul țării, în Oradea, în Arad, în Timișoara, 11-12 grade. Mâine, în vestul, centrul și nordul țării, valorile termice vor marca o scădere față de ziua anterioară, apropiindu-se de cele normale datei. Cerul va fi mai mult noros, iar local și temporar va ploa. În restul teritoriului, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât mediile multianuale, iar cerul va fi încă variabil.
20 de grade în Constanța, 21 în Alexandria, 22 în Drobeta Turnul Severin, 22 de grade în Iași, în Brașov 18 grade, 15 grade în Arad, iar în Timișoara în jur de 16 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 4 până la 7 grade, vor fi și condiții de ceață. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 21-22, poate chiar 23 de grade. Dimineața, bineînțeles, vor fi condiții de ceață. Iată că poi mâine și în capitală se strică vremea. La munte, în masivele vestice și nordice, vor fi norări și local va ploua îndeosebi în timpul zilei. În restul zonei montane, cerul va fi variabil ziua, se va nora treptat, iar în a doua parte a intervalului, când ploile se vor semnala pe arii restrânse și vântul va avea intensificări temporare, vitezele mai mari urmând a se înregistra în zona Carpaților Oriental și în cea înaltă a Carpaților Meridionali. 10 grade la Strâna de Vale, în Sinaia 13, 14 în Predeal și Poiana Brașov, 6 grade în Ceahlău. Poi mâine se va răci în regiunile din jumătatea sud-estică a țării. Astfel, vremea, regimul termic va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate apropiate de cele normale datei. Cerul va fi variabil cu norări în sud și sud-est, unde local și temporar va ploua. Cel mai vizibil efect al încălzirii globale este acela că planeta noastră își pierde gheața. Oamenii de știință spun că pierderile de gheață alimentate de încălzirea globală totalizează acum peste 1,2 trilioane de tone anual. Un raport recent al ONU privind clima afirmă că stratul de gheață și topirea ghețarilor sunt principalii factori care contribuie la creșterea nivelului mării. Acest lucru înseamnă, printre altele, inundarea orașelor de coastă. Expertul în ghețari, M. Jackson, spune că biroul ei se află pe ghețari, mai ales pe acesta, Brea Mercurio Kjul. Este al treilea cel mai mare ghețar al Islandei și se topește sub ochii ei. Aceasta este cea mai mare masă de ghețari din Europa, având o grosime de peste jumătate de kilometru în unele părți. Dar se dizolvă atât de repede, încât, cu doar o decadă în urmă, el acoperea întreg ținutul acesta. Acum este nevoie de o excursie de 30 de minute pe uscat și apoi de o plimbare pe apă pentru a ajunge la ghețar. Viteza de topire este de peste 130 de metri anual. În Islanda sunt în acest moment aproximativ 400 de ghețari. Majoritatea lor se topește la o scară nemai întâlnită până acum în istoria omenirii. De fiecare dată când mă întorc pe acest ghețar, spune experta, nu-mi pot crede ochilor. Mă uit la el cum se dizolvă și moare chiar sub privirile mele. Asistăm la un colaps fără precedent. Și asta din cauza schimbărilor climatice cauzate de om. Pe toată planeta, gheața se topește rapid. Cercetătorii spun că nu doar nivelul oceanului crește, dar ar putea fi schimbată și circulația curenților marini, ceea ce ar afecta grav biodiversitatea și ar alimenta fenomenele extreme și mai intense, precum uraganele sau valurile de căldură. M. Jackson și colegii ei de cercetare au lansat o atenționare spre depunerea unor eforturi mai mari, astfel încât previziunile cele mai sumbre să nu se adeverească. În caz contrar, Islanda și-ar putea pierde toată gheața în următorii 100 de ani. Aceștia au produs filmul After Ice și au folosit fotografii istorice pe care le-au asociat cu noile înregistrări realizate cu ajutorul dronelor. În felul acesta s-a putut observa foarte limpede retragerea rapidă a ghețarilor de pe insulă. În anul 2019, Islanda chiar a organizat o înmormântare a ghețarului, după ce o bucată din acesta, veche de 700 de ani, s-a micșorat atât de mult încât a fost în esență declarată moartă de către oamenii de știință. Islanda a pierdut până în prezent atât de multă gheață, încât, cu mai puțină greutate dată de aceasta, pământul a început să se ridice. Acest lucru face ca unele porturi să fie mai puțin adânci decât erau înainte și mai greu de navigat. O problemă suplimentară o prezintă și erupțiile vulcanice, ce pot deveni mai frecvente și mai puternice, nemai existând ghețarii care să-i țină pe loc, iar pământul devenind din ce în ce mai instabil. Să vedem cum stăm cu vremea și pe bătrânul continent. Am văzut că în țara noastră au venit ploile, vin ploile încet, încet, chiar dacă mai avem o zi, două cu soare. Iată că în peninsula iberică se păstrează vremea frumoasă. În Lisabona vor fi 24 de grade, 21 în Barcelona, în Madrid în jur de 19 grade cu un cer parțial noros. La fel și în Londra, doar ceva mai rece, 13 grade, vreme ploioasă în Amsterdam, cu momente în care se arată și soarele, 11 grade vor fi acolo și în Paris o vreme frumoasă cu 14-15 grade. În Roma vor fi maxime de 22-23 de grade cu un cer acoperit de nori spre după amiază și ploi. În Milan o vreme frumoasă cu 18 grade. În Atena vor fi în jur de 23 de grade cu un cer parțial noros, 19 grade în Istanbul.
Iar în Sofia o vreme asemănătoare cu cea din capitala României, 21-22 de grade. În Oslo, 9 grade cu un cer parțial noros, 10 grade în Berlin cu ploi slabe, în Kiev vreme frumoasă și nu mai mult de 17 grade, iar în Moscova o vreme ploioasă și 13 grade în termometre. A cam plouat zilele acestea la Sydney, dar de mâine soarele se arată cu generozitate și temperaturile urcă și ele în termometre. Să vedem însă și alte fenomene și temperaturi în alte zone de pe glob. Doi lemuri simpatici de la grădina zoologică din Oregon, Portland, au fost surprinși cum s-au străduit să-și introducă lăbuțele în niște dovleci sculptați, pentru că acolo erau depozitate câteva bunătăți pentru ei. Să-i urmărim și noi! Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, 7 fără 10. Vă las acum cu imaginea zilei, ne găsiți și pe YouTube, dar și pe Facebook. Rămâneți pe TVR2, urmează serialul Glasul Inimii, iar de la ora 20, Virgil Ianțu vă dă întâlnire la Câștigă România. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme. Astăzi, la Câștigă România. O întrebare, ai greșit la prima rundă, la prima ediție? Da. Atunci ce mai cauți în a treia ediție? Dar ți-a plăcut că ai învățat ceva la viața ta? Am încercat, da. Asta crezi tu? Plata diverselor... Asta așa, de fațadă, crezi tu? Nu, așa este. Vă poate confirma soția mea. Deci, te calmezi, da? Da, sigur. Bine, te rog eu mult. Răspuns corect.